e o concepție foarte greșită, aceea că nu poți trăi din animale. Din animale, din pământuri, din agricultură, din zootehnie, întotdeauna poți trăi. Important este să vrei să înveți și ceva pe lângă asta, pentru că așa cum se trăia înainte din animale și din agricultură, nu se mai poate trăi acum. Trebuie să evoluăm odată cu vremurile, trebuie să vrem să învățăm ceva mai mult. Acesta este răspunsul meu pentru cei care cred că din animale nu se poate trăi, din agricultură nu se poate trăi. Ba da, dar trebuie mai mult decât atât. De când e lumea și pământul, oamenii au trăit din agricultură și animale și le-a mers bine. Și acum le merge bine. Sunt atât de multe mari afaceri cărora le merge bine și sunt atât de multe ferme, mici, medii sau chiar micuțe cărora le merge bine, dar poate n-ați dat voi de ele sau poate nu credeți că le merge bine. Animalul, dacă tu ca îngrijitor ai puține cunoștințe, animalul mereu, mereu îți aduce profit. Nu există să nu-ți aducă profit. Faptul că mai ești câteodată pe minus, asta nu înseamnă că animalul nu-ți aduce profit. Dar, cum ziceam, trebuie să fii dispus să înveți. Și am citit atât de multe cărți despre vânzări și despre marketing, chiar și despre marketing online, pentru că acum, vedeți voi, viața noastră s-a mutat în online. Din păcate sau din fericire, nu știu cum să zic, dar s-a mutat în online. Și am vrut să evoluez odată cu vremurile. Dacă stăteam și mă duceam cum se mai duc încă unii oameni sau cum se duceau înainte oamenii, doar la piață, nu făceam mare lucru. Dar am investit. Am investit bani în cărți și în cursuri. Am investit timp în acele cărți și în acele cursuri și am fost dispusă să învăț. Și în afară de faptul că am fost dispusă să învăț, am fost dispusă să pun în practică, căci e foarte, foarte important să pui în practică ceea ce înveți. Să pui în practică, să greșești, să înveți din greșeli și iară să repeți procesul până iese. Și în continuare pun în practică din ce în ce mai multe lucruri și ajustez împreună cu vremurile toate aceste mecanisme prin care eu pot să-mi susțin traiul meu și al familiei mele de la țară. Pentru că este foarte important pentru mine să ofer copiilor o copilărie la țară, în aer liber, cu mâncare sănătoasă, dar în același timp să le ofer și o educație bună care costă, în același timp să le ofer și haine bune care costă, în același timp să le ofer tot ceea ce au nevoie, inclusiv cursuri de pian sau orice vor vrea ei pe viitor, orice sport vor vrea ei sau facultatea la care vor alege să se ducă dacă vor alege. E foarte important și acest aspect. Așa că nu există să nu te poți întreține din animale. Este imposibil să nu o faci, doar dacă nu ai disponibilitatea să înveți puțin mai mult decât majoritatea care comentează. Așa că spiritul civic ar trebui să ne facă să nu deconsiderăm țăranii și fermierii, căci orice mâncăm noi acum din magazin a trecut prin mâna unui fermier sau unui țăran. Orice bucată de pâine, orice bucată de salam sau de parizer sau orice vedeți voi în magazine a trecut prin mâna unui fermier sau unui țăran. Așa că sper să aveți spirit civic și sper să vedeți cât este de importantă și această meserie în viețile noastre. O zi frumoasă!